Raul Țompa, bine ați venit la Biblioteca Județeană, sunteți oaspetele bibliotecii. Sărmâna și mulțumesc pentru invitație. Dacă ar fi să vă descrieți prin trei caracteristici, ce ați spune despre dumneavoastră? Cine și cum este Raul Țompa? Cine sunt? N-aș putea să vă spun cine sunt. Sunt în curs să aflu. Probabil va mai lua mult timp să aflu cine sunt. Un cuvânt care mă caracterizează și care mi-este foarte drag și pledez pentru el este autoeducația. Permanentă, pe tot parcursul vieții, până pleacă omul de pe planeta asta, trebuie să se autoeduce și să învețe permanent și să fie curios mereu. Și ajungem la al doilea cuvânt, curiozitatea. Și trebuie păstrată curiozitatea permanent pentru tot restul vieții. Să nu trecem pe lângă niște minunății ca și gâsca prin apă. Și asta din cauza ignoranței. Deci v-ați putea descrie ca un om care se auto-educă în permanență și sunteți un om curios. Da, și asta o spun tuturor, le spun nu faceți ca mine, dar recomand asta și mai în special că lucrez într-o școală unde am mulți copii. Da, nu anticipați. Okay. Sunteți profesor de sport. Da. De ce ați ales această profesie? Sigur că, să fiu sincer, a fost la început o întâmplare și pe parcurs, da, a venit pofta mâncând. Îmi place să lucrez cu copiii și eu sunt axat mai mult să le transmit și să le cultiv valorile morale. Sigur, și performanța sportivă e importantă, mișcarea, dar e foarte important ca acel copil și ca orice copil să știe și ca orice om, până la urmă, că acel copil va deveni adult, să știe să fie recunoscător, să fie politicos și să învețe ce e respectul, dar un respect nu disimulat. Să nu îi se dezvolte duplicitatea, chiar să fie un respect autentic. Să fie un zâmbet, să fie în stare să zâmbească autentic. Pentru că duplicitatea este deja o trăsătură nu a românilor, indiferent că ești român, neamț, american, chinez, este o trăsătură foarte des cultivată, nu știu dacă intenționat sau nu, de societate. Dar în ultima vreme, lumea adulților, eu cred că, știți cum e, fiecare floare crede că e, în fiecare primăvară, fiecare floare crede că e cea mai frumoasă și n-a mai existat una ca ea. Aceste metode nu există decât lumea. Atâta că suntem mai dezvoltați din punct de vedere tehnic și al tehnologiei, dar anumite lucruri mai avem de învățat și de la antici chiar. Sunteți profesor într-o școală dintr-o comună maramureșană. De ce ați ales să fiți profesor la țară? Pentru că ați ales să fiți un profesor la țară. Da. Începând de anul acesta voi fi în Șurdești, Plopiș și Cetățele, chiar unde sunt două biserici de lemn. Celebrul circuit de biserici maramureșene. În primul rând, eu prețuiesc la elevi bunul și la om în general, bunul simț, am ajuns să-l prețuiesc ca și pâinea caldă, ca și un om înfometat care nu mai mâncă de 3 zile și vede mâncarea pe masă. Așa am ajuns să prețuiesc eu bunul simț și respectul la om în general și mai ales la copii cu care lucrez. Cu niște copii foarte bine educați, aș lucra și gratis, chiar fără nicio problemă. Și n-ați întâlnit copii bine crescuți, politicoși în oraș? Am întâlnit, dar în oraș care ne șocnim de altă problemă. La oraș sunt clase foarte mari, de la 25 în sus până aproape de 40. Și sunt. Nu sunt chiar de 40, dar sunt aproape. Iar la țară sunt clase mici, începând de la 7-8 până la 15-20, clase de peste 20 nu prea sunt. Nu știu, nu vreau să zic că sunt mai cu bun simț, dar au un alt respect față de autoritatea dascălui. Nu știu, vin de acasă probabil sau nu vreau să intru în subiect, să nu... Cu siguranță vin de acasă, că cei 7 ani sunt de acasă. Da, și
Alt aspect pe care l-am în cei 10 ani învățând, pe care l-am dedus eu din experiență, e următorul și este, nu știu dacă e adevărat, nu sunt cercetător în domeniul universitar sau să afirm asta, dar e așa empiric, într-o clasă de, pentru a face educație, o educație autentică, nu se poate o clasă cu un efectiv mai mare de 10-12 copii. Pentru că pentru a educa autentic un copilul la cum să gândească și cum să gândească, nu ce să gândească, e nevoie să-i acorzi timp. Iar în clase mai mari de 12, 20, 30, pur și simplu profesorul nu are cum să se ocupe de toți. Nu, pur și simplu nu este cum. Iar mulți oameni, fie din domeniu, fie părinți, fie din alte domenii, și vin cu pretenția, nu se pot ei ocupa, e greu lor să se ocupe de un copil sau de doi acasă, dar au pretenția absurdă și paradoxală ca un profesor să se ocupe bine de 30. Este un paradox absurd. Și ăsta îl poți trăi doar, îl poți observa doar dacă ești ai în trăit sistem. Acel lucru. Da. Ce pasiune aveți? Ziceam că în ultimii ani am apucat foarte mult de citit și parcă am ieșit dintr-o pădure deasă, plină de umbră și am pășit pe malul mării. Și, ați pășit în lumină. Da. Ce s-a întâmplat? Cum ați deprins gustul pentru lectură? Ce s-a întâmplat în acel moment în care ați început să lecturați în mod conștient? Da. Poate multe lucruri, ziceau niște profesori de astronomie, Carl Sagan, parcă zicea, la început toți copiii sunt cercetători, dornici de explorare, până în 6, 7, 8 ani, 10, ciclu primar, să zicem. Dar pe parcursul celor 12 ani de sistem de învățământ, ceva se întâmplă, pentru că foarte puțin rămân cu acea curiozitate. Când ajung adulți, mai mult se triază. Și ceva se întâmplă, undeva ceva nu merge bine. Și de acolo, sigur, depinde, copilăria este cadoul pe care ți-l face viața, după aia trebuie să te gătorisești singur. Și unii sunt stare, alții nu. Eu am reușit cât de cât pe partea asta să reușesc cumva să... Dar vă duceți aminte acel moment care a declanșat? Nu pot. Pentru că sunteți profesor, ați trecut prin examene, ați terminat o facultate, nu se poate spune că n-ați citit. Ce s-a schimbat în acest tip, alt tip de lectură? Până atunci am citit doar lectură de specialitate, doar literatură ce aveam de citit, deci nu, la asta m-am limitat. Probabil anumite lucruri se întâmplă, nu pot să zic că da, s-a întâmplat într-un moment, a fost o revelație, gen Evrica sau și pe parcurs. Dar când se întâmplă așa ceva, da, ai niște flash-uri, revelații, nu cred că vin de nicăieri. Și pur și simplu sămânța exista în tine de mic, doar că nu s-a creat mediul propice pentru a crește sămânța, a se dezvolta în plantă. Și acum, probabil, totuși, având o anumită educație, oarecum s-au întâmplat și aceste revelații. Spre ce domenii s-a îndreptat lectura dumneavoastră? Istoria îmi place foarte mult, psihologia și psihologia, aș numi-o spiritualitate, psihologie transpersonală, transcendentală. Cu ce sunteți mai câștigat acum? Am ajuns să devin mai confuz și știu tot mai puține. Sigur, cu știind acel paradox faimos, cu cât ajungi să știi mai multe, cu atât îți dai seama de cât de limitat ești. Da. Și cu cât mă mai și inclusiv la autocunoaștere, cu cât ajung să mă cunosc mai bine, cu atât are omul mai multe întrebări. Poate nu e necesar să răspundă la ele, dar și răspunsurile alea nu cred că trebuie căutate logic,
ci pur și simplu o să se întâmple cu niște flash-uri, cu niște revelații. Ați fost recomandat pentru acest interviu datorită faptului că promovați lectura în rândul copiilor. Puteți să-mi spuneți în ce fel o faceți și ce lecturi le recomandați copiilor? Da. În primul rând, trebuie să fiu eu un exemplu pentru ei și eu, la rândul meu, pe lângă faptul că mai citesc una alta, promovez și o bibliotecă județeană cum pot, mai distribui un eveniment de aici, mai iau eu o poză și mai postez în diferite grupuri, gen Baia Mare, recomand oamenilor, ar fi bine să mai calc și biblioteca, să și pragul bibliotecii. Iar copiilor, primul lucru pe care le spun, da, și asta tuturor și adulților, asta e o adresă pe care trebuie să știi obligatoriu, adresa bibliotecii din localitate. Einstein spune asta. E obligatoriu să știi adresa bibliotecii din localitate pentru a te dezvolta. În primul rând, cum le spuneam multora, lumea cărților sau carte sau biblioteca e un lucru inerent, este o metodă bună și sigură, am experimentat-o eu însumi, da, de a-ți îmbunătăți simțitor, aș zice chiar, nu simțitor, covârșitor calitatea vieții, cu 180 de grade. Nu exagerez în ceea ce privește experiența mea personală. Copiilor nu le recomand neapărat ceva cărți, atâta basmele. Basmele, indiferent că sunt din literatura universală sau românească, le recomand să citească cât mai multe basme. Așa a zis și Einstein, am fost întrebat de o doamnă, mămică, cum aș putea, domnule Einstein, să-l fac pe copil să devină ca domnul ăsta. Citiți-i basme, domnule. Era un copil micuț de 2-3 ani. Bine, și după aia ce să fac? Citiți-i de două ori mai multe basme. Le recomand copiilor să citească cât mai mult, nu le spun ce. Pur și simplu, că nu toți copiii sunt de carte, dar să citească ce vor ei, nu numai literatura ce li se predă la școală sau obligatorie, că aia nu-i plăcută. Niciodată ce obligatoriu nu-i plăcut. Asta o spun și eu, așa și eu. Dar să citească, pentru că își văd așa atâtea beneficii are lectura și, din păcate, copiii sunt micuți și nu le, nici adulții nu le văd. Beneficii pe termen lung, pe întreaga viață. Sigur că dacă îți cumperi un telefon mobil de ultimă generație, ai beneficiu aici și acum. Așa e și cu educația, de aia nu e valorizată în România sau nu numai, pentru că nu se investește, pentru că nu are un profit aici și acum, pe care palpabil, ci e un profit care se va vedea pe termen lung, poate chiar în 10, 20, 30 de ani. Și doar așa se poate schimba mentalitatea unui popor prin educație și autoeducație, pentru că stă în puterea fiecăruia dintre noi să ne autoeducăm. Așa este. Spuneți că promovați Biblioteca Județeană Petre Dulfu. Care ar fi acele aspecte care vă plac la această bibliotecă? Promovez orice bibliotecă și dacă are 10 cărți în ea. Eu și când am fost prima dată la Șișești, am dus o carte acolo și a zis, doamna bibliotecară, sunteți primul care a dus o carte aici, a donat. Zis, nu cred. Ba da, bine, nu e motiv de laudă, pur și simplu am donat-o pentru că e un lucru făcut autentic. Sigur că asta e una dintre cele mai bine dotate și cele mai frumoase și din alte puncte de vedere din țară, Biblioteca Petre Dulfu. Și chiar sunt de toate. Acum am făcut o plimbare prin ea cu colegul dumneavoastră și am avut ocazia să intru și în bucătărie, în fabrică, să văd drumul unei cărți într-o bibliotecă. Și alte lucruri. Mi se pare foarte interesant. Și la secția copii mi s-au prezentat niște lucruri foarte interesante și mi-a dat niște idei pentru începutul școlii.
de exemplu, cu covorașul, cu poveștile, foarte interesant, foarte frumos. Cred că cei mici sunt încântați de poveștile alea. Da, așa și este. Și de felul de a li se prezenta. Păi atunci vă așteptăm cu copiii la bibliotecă, în toamnă, când începe școala. Cu siguranță o să vin pe aici, deci nu știu cum voi face, dar fiind într-un niște sate mai depărtate un pic și... Se faceți pune... o excursie cu, da, da, cu da, da. Dacă autobuzul se poate, școlii. Sunt sigur că am mai fost de acolo, dar cu siguranță o să vin, măcar o dată. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți. Mulțumesc și a fost o onoare să fiu... oaspetele biblioteci. Oaspetele biblioteci. Mulțumesc frumos.